Notele de la evaluarea națională s-au publicat. Rezultatele sunt însă anonimizate. Fiecare absolvent trebuie să introducă în platformă codul primit de la școală pentru a afla ce note au obținut. În Timiș, un singur candidat a obținut media 10. Este vorba despre un elev de la liceul pedagogic Carmen Silva. 674 de elevi din totalul de 5236 prezenți la testare au obținut medii peste 9. Cea mai mică medie este însă de 1,55, obținută de un elev de la Liceul Tehnologic Sfântul Nicolae din DETA. Totodată, 1436 de candidați nu au reușit să obțină media 5, ceea ce reprezintă un procent de 26,90% din totalul celor prezenți. De asemenea, elevii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 9 iulie.